Vlad Cazino îți aduce o enciclopedie de comedie. Ia să vedem. Și lasă strâng scaunul. Despre ce vreți să vorbim astăzi? Da. Vreți să vorbim despre Geneza? Da. Cine vrea să vorbim despre Geneza? Eu vreau să vorbim despre Geneza. Bun. Despre asta vorbim atunci. Geneza. Nu mi se pare că am avut de ales. La început a fost o supă. Sau, mă rog, întunericul. Mamă, eu știu cine e pe scenă. Voi ce credeți că a fost primul, ou sau găină? Găină. Da, mă, știu. Am recunoscut-o instant pe Iulia Albu. Are o voce inconfundabilă. Cum puteam să ne dăm seama? Că eu imediat am recunoscut. Să ia de noi. Din toată supa asta cu întuneric, la un moment dat au ieșit niște chestii mici, dezagreabile, dacă ești democrat, și un bărbat nebun, dacă ești republican. Practic, singura lui șansă să trăiască fericit și s-a gândit... Ce bine mi-ar sta mie fără o coastă și cu probleme pe cap. Dumnezeu să-l înțeleagă. Așa a apărut Eva, dacă ești feminist, sau dinozaurii, dacă ești evoluționist. Da, da, sunt două chestiuni total diferite, nu le-aș confunda niciodată. Apropo de Geneza și soacră, aud că tu, Costel, te-ai căsătorit recent? Da. Incredibil ce lucruri pot face unii pentru un buletin de București. Așa este. Dacă e și dacă nu e, cine zici tu că e? Este, da. Ea e. Am nevoie de un pic de sassiness. Am recunoscut. Am nevoie de un pic de sassiness. Revenind la supa noastră, după dinozauri, a venit un bulgăre mare, care a făcut o gaură mare în pământ și, bum, au dispărut toți dinozaurii. Și totuși, soacrele sunt încă aici. Uite, le văd, sunt printre noi. Bravo, Teo! Maria, draga mea. Știi, unele femei au vocație de soacră. Altele învață în timp. Tu însă te-ai născut pentru asta, sunt sigură. Îmi place. Conform unor texte descoperite recent, Adam și Eva nu au fost primii oameni de pe pământ. În planurile inițiale ar fi fost și un agent imobiliar, însă a fost redresată această greșeală rapid din lipsă de tranzacții. Cam ca acum, de altfel. Șarpele nu ar fi existat deloc. El ar fi fost, de fapt, un contabil. Știți că ăștia știu exact cât să muși din măr și cum, ca să fie bine și să nu fie rău. A fost rău, deci n-a fost un contabil prea bun. Te-ai gândit că după atâta milioane de ani, în sfârșit, bărbații au învățat să trăiască cu noi? Dar nu. După aceea... Opa! Ce ai făcut, Maria? Băi, Maria! Soacra! Ce soacra! Mamă, dacă n-a apăsat, zici că i s-a terminat cariera. Aoleu, ce-am făcut? Păi da, puteai să dai ven. Te văd la rubrica prost îmbrăcată. Da, normal că mă vezi la rubrica prost îmbrăcată. Dar nu-și mai supăra, frate. Da, așa o fi. Și eu dacă mă duc într-o emisiune aia îmbrăcată, zic eu că îmi dă roșu din prima. Dați-mă mai tătă, hai să vedem, să vedem pe Iulia. Așa. Lasă să fie. Iată. Iulia Albu trebuie apreciată audio-video. Deci nu poți să te bucuri integral de spectacolul pe care îl face ea dacă nu vezi. Regina frumuseții Angliei. Asta a sunat aproape la fel de prost ca o glumă a lui Chelu, da. Da. Păi da, de la el a învățat, el e și celălalt juriu. De acolo vine. Dar voi vorbiți tot timpul așa unul peste celălalt sau v-ați emoționat acum că m-ați văzut pe mine? Ne-am emoționat rău. V-ați revenit? Gata? Da. Gata, iartă-ne, te rugăm. Bun. E foarte frică. De ce tăceți?
Păi te așteptam pe tine. Ai zis să te ce, e foarte important într-o relație să lași femeile să comunice. Unul să tacă și unul să vorbească, nu? Te rog, vorbește tu. Vreți să continui? Da, te rog! Păi nu înțelegeam exact. Te rog, dă înainte. Adevărul este că Dumnezeu încă ne iubește. Dovada stă în faptul că, uite, suntem încă aici toți. Sau că doarme și asta ar fi o explicație. Până la urmă nimeni nu știe dacă am ieșit sau nu din a șaptea zi după Scripturi și el încă se odihnește. Corect. Ok. Apropo de timp, ce bine era în rai. Cunoscut ca Eden, știți voi. Prescurtarea de la egalitate, dreptate și emancipare pentru... nimeni. What? Pentru că nouă românilor... Hai da roșu ca prostul? Hai da roșu ca prostul. Ne place foarte mult ca cei din jurul nostru să fie nefericiți. De unde și faimoasa expresie să moară și contul vecinului. În fine, Adam și Eva erau fericiți sau măcar atât de fericit cât poți fi când nu ai alternativă. Și a fost destul de fericit, dacă stau să mă gândesc bine, până la partea cu mărul. Bitcoin. Da, mă rog, asta încă ne doare pe unii. Cea mai importantă întrebare este totuși, cine a fost primul? Oltenii sau Brazul? Ah, și încă ceva. Dumnezeu este din fericire femeie. Și toate femeile știu că binele învinge în cele din urmă. Să vă moară toate caprele, mă! Ok, ok. Vlad Cazino ți-a adus o enciclopedie de comedie.